seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Sportul Special, un invitat care în ultimele luni, ultimele ediții, nu a mai fost prezent aici în studioul Mediasud pentru emisiunea Sportul Special de la luni, de la orele 19. Dragi prieteni și iubitori ai fotbalului teromonean, am plăcerea de a vi-l prezenta pe invitatul în această seară, domnul Florea Voicilă. Domnule Voicilă, bine ați venit. Aveam ceva greutăți cum să vă prezint antrenorul Florea Voicilă și conducătorul Consiliului Local Florea Voicilă și am ales simplu Florea Voicilă. Bine ați revenit. Cred că este cel mai bine așa. Bună seara, mulțumesc de invitație. Bună seara iubitorilor fotbalului din Alexandria și din județul Teleorman. Domnule Florea Voicilă, două mari direcții vom avea de discutat în această emisiune. În primul rând vreau să vă supun atenției și analizei întâmplările petrecute în Liga 4-a fotbalistică în acest sezon 2014-2015, un sezon care ușor-ușor a parcurs etapele, a parcurs 12 etape, suntem cu 3 runde înaintea tragerii cortinei peste turul de campionat din Liga 4-a fotbalistică și s-au întâmplat multe de la prima etapă, de pe 30 august la sfârșitul acestei veri. 12 etape, domnule Florea Voicilă. Haideți să discutăm puțin despre abandonurile înregistrate, poate fără precedent din ceea ce știu eu, aruncându-mi ochii pe statistică. Au mai fost 3 echipe care au abandonat competiția înainte de finalul sezonului, în vară. Însă, din ceea ce știu eu și ce am putut verifica eu, 3 echipe care să spună pas competiției încă dinaintea sfârșitului de tur de campionat, eu nu mai aduc aminte să se întâmple în Liga 4-a, mai ales că venim după un sezon precedent de campionat județean în care competiția Liga 4-a a fost una de înaltă ținută față de alte județe. Avem Clubul Sportiv din Vârtoape, ultimul care a părăsit competiția, Inter Gălăteni, nou promovată, prima care s-a retras, cred că după etapa a treia sau a patra, și Udineze Uda Clocociov și ea o retragere surprinzătoare, poate cea mai surprinzătoare. Udineze Uda Clocociov s-a retras și ea în urmă cu 2-3 etape. Vă așteptați la începutul turului de campionat la un astfel de scenariu? Noi asta zic că s-au retras în prima parte a campionatului. Eu zic că niciodată nu s-a întâmplat ca până la etapa noua, pentru că nu s-a terminat turul campionatului. Și deja sunt trei echipe care s-au retras. Eu nu mi-aduc aminte, și zic că stau bine cu memoria, ca să se fi întâmplat vreodată așa la nivelul Ligii a IV-a. Erau ceva premize despre nou promovata Inter Găleteni. Chiar am fost prezent la jocul de baraj care l-au avut la Roșiori de Vede cu Spătării. Și se auzea încă de atunci că dacă nu vor câștiga primele meciuri, se vor retrage. Lucru care s-a și întâmplat. Au avut într-adevăr și un program foarte greu, întâlnind în primele etape Turistul Măgurele, FCM Alexandria, Voința Saele, dacă nu mă înșel, în primele 3 jocuri și n-au reușit să ia niciun punct. Și atunci vă dați seama, înfrângere peste înfrângere, o nouă promovată, se punea problema să nu mai dispute jocurile pe teren propriu, că nu aveau nici baza sportivă. Bine, pentru că oamenii au încercat, sau din punct de vedere sportiv, au ajuns să se califice să intre în Liga 4-a, dar baza materială nu a fost bine pusă la punct. Ori eu cred că prima condiție pentru cele care vor să vină la Liga 4-a este să-și facă o bază sportivă cum trebuie, condițiile de acolo să fie fără niciun fel de probleme privind omologarea terenului și toate celelalte, și abia după aceea să-și construiască și echipa. Este un lucru... Nici nu știu cum să-l spun, pentru că dacă Doamne ferește, se mai retrage una, regulamentul spune că echipa care câștigă campionatul la nivelul Ligii a IV-a pentru a participa la promovarea în Liga 3-a, la meciul de baraj, trebuie să aibă un minimum de 22 de jocuri. Altfel, nu știu dacă poți participa, și atunci, dacă Doamne ferește, se mai retrage pe una, suntem pe muchere cuțit. Devine Liga 4 o competiție practic amicală, pentru că aproape nu mai retrogradează nimeni. Păi și acum e amicală. Și acum e, și nu, acum e la amicală. La momentul ăsta e amicală. Trebuie să nuanțăm formularea asta, da. Să nu se înțeleagă. Da. Nu, amicală în sensul non-combat, că... Non-combat, nu non-combat. Nu, pentru că dacă anul trecut s-au jucat și au fost 5-6 echipe care erau angrenate pentru ocuparea unui singur loc, mai sus, că două erau mai dinainte căzute, acum, în partea inferioară a clasamentului, totul este clar. Pentru că, zic eu, că a patra echipă nu va cădea, în sensul că Sporting Roșiori este clasată acum pe o poziție liniștitoare, chiar dacă a făcut
Mejnur la ultimul joc acum acasă cu Athletic Bradu, dar prin poziționarea în clasament și prin rezultatele celorlalte competitoare din seria ei, nu cred eu că va fi echipa care să fie pe ultimele locurile turcadului. Bun, zvonuri mai sunt, nu vreau să discutăm despre zvonuri, însă să sperăm că nu vom avea surprize neplăcute în continuare, să mai consemnăm încă o retragere din Liga a IV-a. Repet, o competiție care a avut o derulare surprinzătoare. Au fost multe surprize, domnule Florea Voicilă, începând cu sfârșitul acestei toamne. Cu promovări, cu veniri, noi sunteți de curând și dumneavoastră, aveți o nouă funcție. Aveți un nou atribut fotbalistic. Sunteți reprezentantul echipelor de Liga 4 în Asociația Județeană de Fotbal. Da. Ați vorbit puțin la începutul emisiunii despre niște condiții pe care aspirantele la evoluție în Liga 4, în primul eșelon fotbalistic al județului, trebuie să le îndeplinească. Câteva condiții. Când faceți acolo înscrierile înaintea sezonului, echipele astea prezintă un dosar, se face probabil, cred că se face și o inspecție a bazelor sportive. Da, da, da. Privind omologarea de terenul pentru Liga a 4-a, trecerea de la Liga 5-a la Liga 4-a. Se face la fiecare început de campionat, ba mai mult de atât, li se pun în vedere încă la echipele care sunt din categoriile inferioare a 5-a spre a 4-a, încă cu ceva timp înainte de a se încheia campionatul, ca să-și pună la punct baza sportivă, în ideea că dacă s-ar întâmpla ceva ca să promoveze, să fie deja pus la punct cu baza sportivă, să nu înceapă atunci după ce au câștigat jocul de baraj. Deci să-și ia măsurile înainte, pentru ca totul să fie ok. Presupun că nu puteți cere garanții financiare la acest nivel. Și așa sunt, și asta ați punctat bine acum. Am avut săptămâna trecută o ședință al Biroului Executiv și împreună cu ceilalți membri ai Biroului Executiv am căzut de acord ca echipe care sunt și sunt foarte multe datorii către HJF, se ridică în jurul a 80.000 de roni, datorii 800 de milioane. Da, din toate cele trei categorii, categoria 4, 5 și 6, deci la Liga 4, la onoare și la promoție, cu ce mai sunt ceva penalizări la și echipele de cluburi sportiv școlar și am luat-o, ca să zic așa, o mică măsură în sensul de a, ca până la finele acestui an, să își achite o parte din datorii, să rămână niște sume cât de cât mici, pentru că sunt echipe care au ajuns la, și dacă nu mă înșel, cred că Unirea Cosmești are o sumă de vreo 130 de milioane. Unde? În ce legă? În Liga 6. Liga 6. Da, sunt două echipe, mi se pare, la Cosmești acolo, una vreo 130, una vreo 115 și încă una vreo 25. Deci au ajuns că au fost penalizări încă din campionatul trecut, n-au putut să dea, se pare că au mai venit cu o parte din bani, dar oricum s-au strâns la foarte multe echipe și de datorii destul de consistente față de AJV-ul. Și atunci ce să mai cerem la început de campionat? Așa ar fi fost normal. O perioadă de timp la Liga a 3-a ne cerea ca să plătim baremul până la finele turului de campionat. Baremul de arbitraj. Baremul de arbitraj, ca să fie sigure că echipa se prezintă. Deci și acolo era un lucru. Plăteam baremul de arbitraj, dar dacă nu aveai bani să plătești către jucători, nu mai veneau și erai ca și inexistent. Complicată situația. Bineînțeles, la nivelul acesta nici nu poți să strângi echipele de gât. Echipele se organizează, da. Încearcă să ducă o competiție, nici nu vreau să mă gândesc că sunt echipe care pleacă la un drum cu ideea de a abandona competiția pe parcurs. Ele, cu siguranță, sunt de bună credință, dar eu știu dezamăgirile, șocul pentru nou promovate, pentru că diferența între Liga 5 și Liga 4, cei care se uită acum la noi și nu sunt familiarizați cu ritmul fotbalistic la aceste nivele, s-ar putea să zică, băi nene, nu e Champions League. Nu, e diferență enorm de mare. Ați văzut meciul de baraj, erau din alt film. Da, da, da. Și Spătăreiu și Găleteniu. Și nu că Liga 4 ar fi, domnule, fotbal galactic, dar... Nu, dar ce se întâmplă? Nivelul fotbalistilor la Liga 4 la județul Teleorman a crescut, mai ales începând cu anul trecut, și acum este la un nivel foarte bun, și atunci și cheltuielile, din punct de vedere financiar, au crescut. Pentru că, pentru a-ți face echipă bună, trebuie să dai niște bani. Și aducerea la mai mulți jucători din afara județului, da, necesită cheltuielile pe care, cu greutate, foarte multe echipe le suportă sau le vor suporta.
Domnule Florea Voicilă, etapa a 12-a a fost consemnată la sfârșitul acestei săptămâni. Sâmbătă se întâmpla această frumoasă rundă. Sâmbătă 15 noiembrie, da. Rapid Buzesc, Unirea Petrolul Videle 5-0. Metalul Peretu Astra Plosca 1-0. Cu doi jucători eliminați, Boltărețu de la Metalul Peretu, minutul 85, și Marius Eremia de la Plosca, minutul 80, și au fost jucători eliminați. Voința Săile, Dunărea Zimicea 2-0, Sporting Turnu Măgurele, Ajax Botoraga 4-1, și aici Știrbu de la Sporting Turnu, minutul 56, și Tsar de la Ajax Botoraga, jucătorul de culoare care s-a refăcut fizic și a reintrat în echipa lui Ajax Botoraga. Deci Tsar în minutul 77 au văzut cartonașul roșu, doi jucători eliminați și la turnul. Trei meciuri care nu s-au disputat. Vârtoape, Spiri Poporoschia, Unirea Țigănești, Inter Gălătense, se odihni, nu v-ați agitat în weekendul ăsta. Nu v-ați agitat la Țigănești, dar totuși v-ați agitat, o să vedem despre ce e vorba. Udinese Oda Clocociu, Viață Nouă Olteni, de asemenea, nu s-a disputat nici această partidă. Deci din 8 meciuri programate inițial, am avut o etapă cu 5 partide. Vede și repede treceți peste etapă? Foarte puține rapid. Jocuri. Dacă trecem așa peste jocurile care au avut loc în această etapă, am sărit un meci, Alexandria cu Unirea Brâncen 2-2. Mare surpriză. Sau nu? Domne, după a fost prezent la joc? Nu, din păcate nu a fost prezent pe stadion, am vizionat meciul la televizor, la colegii mei. După desfășurarea jocului, nu cred că a fost o surpriză. Și echipa din Brânceni, eu consider că dacă ar avea posibilitatea să facă și pregătire zi de zi, ar fi câștigat campionatul Ligii a 4-a în județul Teroman. E și favorita mea, jucătorii. Mai ales prin ceea ce au arătat la jocul de sâmbătă, în care eu zic că a prins pe gazde într-o zi nefastă, terenul greu, jucători foarte greoi, a făcut ca jocul să înceapă practic de la 1-0 pentru Brânceni, în primele minute. Minutul 14 era 2-0 și numai o nesincronizare la finalul de repriză. De fapt, eu am avut și o intervenție scurtă în timpul transmisiei de la stadion și am spus că rezultatul nu va rămâne așa. Ba chiar dăteam o victorie ținând cont de faptul că echipa de Brâncen nu se pregătește și venind cu pregătirea fizică, spun eu, foarte bună a alexandrenilor, să câștige pe final de joc. N-a fost să fie așa, s-a terminat numai 2-2. Făceam atunci referire în timpul transmisiei că campionatul încă se joacă, că este lung și aia, dar... V-ați mai gândit acum între finalul? Da, pentru că dacă în campionatul trecut între lider și FCM Alexandria, adică între Sporting Roșii Ori de Vede și FCM Alexandria, au fost numai 4 puncte, acum sunt 6 în etapa 12 și... Nu știu eu, la modul cum se prezintă acum Sporting Turnul Măgurele, dacă vor putea pierde pe terenurile din Zimnicea și Plosca. Domnule Voicilă, runda a 12 a consemnat și acest derby de la Alexandria, Fotbal Club Municipal Alexandria, Unirea Brânceni. Un meci interesant, complex, s-au discutat mult și oficial și mai puțin oficial despre acest meci. După runda 9 a acestui campionat a fost adus ca Salvatore de la Patria, un antrenor cu o cotă foarte bună în Telorman, care a lăsat o impresie excelentă și care săptămâna trecută era pe scaunul dumneavoastră aici, Romulus Ciobanu. Romulus Ciobanu a câștigat două partide, cu Botoraga acasă, Parimse, și cu 4-0 și un 2-0 la Zimnicea, cu Dunărea Zimnicea. Erau poate niște rezultate normale, așteptate. Vine acest meci în runda a 12-a cu Unirea Brânceni, condusă de pe banca tehnică de un fost coleg al lui Romulus Ciobanu, împreună cu care vrea să facă echipă pe banca tehnică în această vară, pentru că la FCM Alexandria în vară a fost primul episod al unei telenovele. Cu durere în suflet, Ciobanu pleacă, nu i se acceptă proiectul, este chemat, pleacă și o echipă întreagă a plecat. Nu foarte mulți jucători au plecat de la Alexandria. Și vreau să vă spun că atunci când am văzut meciul dintre FCM Alexandria și Sporting Turnu Măgurele, patru sau cinci jucători de la Sporting Turnu, care evoluau un galben-verde și au învins pe FCM Alexandria acasă cu 1-0, au fost până cu câteva săptămâni în urmă, luni, componenții ai lui FCM Alexandria. De asemenea, la Unirea Brânceni, jucători alexandreni, unii care în anul trecut au jucat chiar la FCM Alexandria. Un exod masiv. Mulți.
un exod masiv de jucători alexandreni către alte echipe la care fac performanță, spun tuturor că, celor care îi întreabă că se simt mai bine ba la Brânceni, ba la Turnu Măgurele și că nu neapărat banii au fost principala condiție, pentru că și banii sunt importanți. E, ce putem să înțelegem noi? Alexandria se bate singură? Bogdane, eu cam asta înțeleg. Caut să găsesc cuvintele pentru a fi cât mai dulce. În jocul de sâmbătă a fost Sâmbărtean pe teren. Dar nu Voicilă. Nu, știu, atât am spus. A fost Sâmbărtean pe teren. Da. În jocurile celelalte zice că a apărat Celic foarte bine. Ambii Alexandreni. Păi, după meciul de sâmbătă, la o masă în cadrul unui local unde primarul localității Brânceni a dus echipa, erau antrenorul Marin Botea și 14 alexandreni în jurul lui. De la Unirea Brânceni? Da. Referitor la Romică și la Marin Botea, întâmplarea face ca Florea Voicilă, în perioada când era președintele clubului FCM Alexandria, l-a adus pe Romică Ciobanu, un antrenor deosebit. Deci, dar când l-am adus pe Romică Ciobanu, l-am adus înainte de începerea campionatului, a pregătit, el cu el am făcut lotul de jucători, cu Marin Botea, antrenor secund, care este refuzat de toată lumea și nu știu de ce, pentru că este un băiat care este preocupat. De toată lumea la Alexandria. Nu știu de ce nu i s-a dat crezare în continuare. Am fost dați afară noi, am fost dat eu afară, a fost dat Florea Popescu, a fost dat maseorul echipei, alt Popescu, Marius. Nu știu ce au avut cu Botea și chiar cu Nicu Lisandru, care atunci încropisem cât de cât o echipă, care putea să fie mult mai competitivă decât ceea ce au făcut. Iar Romică Ciobanu acum, din punctul meu de vedere, proiectul care l-a început el, cred că, mai ales după acest rezultat, va fi valabil de la vară încolo. Adică în sensul că trebuie să-și stabilească un lot pentru ceea ce urmează în campionatul următor, pentru că acum, spun încă o dată, de diferența de 6 puncte plus gol averajul, nu știu eu, în fotbal se pot întâmpla multe, dar parcă este o diferență prea mare între locul 1 și locul 3, de care se află FCM-ul acum. Romică este un băiat care nu fuge de muncă. Chiar s-a văzut ceva, o schimbare în ideea de joc a echipei și asta. Dar la noi nu mai este timp de experiențe. A trecut un an, a trecut și acum și al doilea an și eu știu că s-a început un proiect la noi. Era vorba de un proiect de 4 ani. Un proiect de 4 ani. Păi nu e vorba de asta, că nu suntem la 5-5. Era vorba de un proiect în care să apară mai mulți tineri. Nu prea am văzut. Ei, Leo Brânceanu, Romică acum asta îi rămâne ca să caute, să-și facă o echipă, să-și pregătească o echipă pentru a ataca campionatul viitor, deși etapele care au rămas până la sfârșitul turului și returul este un bun prilej de a-și verifica tot. Și Marin și Romică, am spus-o încă o dată, nu vreau să supăr pe alții care au fost, sunt și vor fi manga acolo, spun că sunt doi antrenori profesioniști. Domnule Voicilă, prezent săptămâna trecută, invitat la Sportul Special, Romulus Ciobanu, a vorbit și despre lotul echipei. Săptămâna trecută am fost și la o filmare și vreau să vă arăt niște imagini. Dacă suntem pregătiți în regia de emisie, eu le-am văzut. Imaginile surprinse de la antrenamentul lui FCM Alexandria, fix acum o săptămână. Romulus Ciobanu e întotdeauna situația antrenorului care vine pe parcursul unui campionat într-un moment foarte dificil, pentru că dacă lucrurile mergeau bine, Romulus Ciobanu nu mai era la momentul actual antrenorul lui Fotbal Club Municipal Alexandria. Avem imagine la stadion aici cu vestiare, cele mai bune condiții din Liga 4, trebuie să o spunem, cunosc cam toate bazele sportive, le are Fotbal Club Municipal Alexandria. Și trebuie să vă spun că tot ceea ce este făcut la stadionul municipal este făcut în perioada mandatului de președinte al lui Florea Voicilă. Ăsta este lotul de jucători. 24 de fotbaliști în lot. Un lot constituit în această vară, cum necum, care au fost criteriile, nu sunt antrenor, nu sunt specialist.
pot doar să analizez statistic, cu ce a venit Romulus Cioban. A venit cu experiența lui, cu calitățile dumnealui de antrenor și cu un antrenor de portare. Am înțeles că nu exista un antrenor de portare. Da. Și așa lucrează el. L-a dorit în vară, probabil și pe Marian Botea, însă acum se pare că face o echipă foarte bună cu profesorul Sorin Albeanu. Dumnealui, întrebat de lot, mi-a răspuns că la momentul actual, după două etape, trecuseră două etape de când era pe banca tehnică a Alexandrinilor, lotul în principiu răspunde necesităților de Liga 4 și obiectivul pe care dumnealui și le-a propus împreună cu stafful din conducerea clubului. Adică câștigarea fiecărui meci și încercarea de a lua fața până la final lui Sporting Turnul Măgurele. Acum, eu aveam îndoieli și de ce aveam îndoieli? Pentru că, în general, în Liga 4, la momentul actual, sunt puține echipe care pot să stea 90 de minute piept în piept cu FCM Alexandria. Însă, când dai peste o echipă bine antrenată, s-a întâmplat la Buzescu chestia asta. Acolo s-au întâmplat lucrurile și FCM a pierdut cu 1-0, surprinzător, la prima vedere pentru toată lumea. Și s-a întâmplat cu Unirea Brânceni. Toată lumea, inclusiv dumneavoastră, aștepta o cădere fizică a celor de la Brânceni. Nu s-a întâmplat acest lucru. O echipă cu jucători foarte buni, foarte bine mobilizați și montați în teren de Marian Botea. Da. Când vine o echipă care știe fotbal și nu se timorează în fața Alexandrinilor, probleme mari sunt. Păi, domnul Bogdan. Și atunci lotul trebuie să fie testat în astfel de meciuri, nu cu echipe care le dai 10 la pauză. Aici, cred că Romica n-a știut despre... Ori n-a fost informat de cei care cunoșteau valoarea echipei din Brânceni, pentru că dacă luăm ca lot, echipa din Brânceni, cu una, două excepții, este peste cea de Alexandria. Păi vrei să vă iau jucători la rând? FCM-ul n-are un desculț. Începând cu Olteanu, cu Desculțu, cu Măgureanu, cu Dan Voicilă, cu Daniel Nica, cu Lucan. Daniel Lucan, Mitran. Cu Mitran. Păi jucători care au fost la divizia B, divizia A. Păi ce discutăm? Cum reușește Brânceanu să aducă astfel de nume și FCM-ul se le piardă? Eu asta mă întreb, pentru că văd că de aici e o hemoragie de fotbal, așa pleacă toate zările, pentru că are de unde. Alexandra? Și... Acolo, n-am nimic cu fotbaliștii ăștia, să nu se creadă că s-au schimbat antrenorii, sunt la al treilea antrenor în ultimul an și jumătate, așa, și poate că probleme sunt și la fotbaliști. Păi, vezi noastră... Sau la cei care aici, îi selectează. Aici, la Alexandria, o singură măsură. A luat un antrenor. Nu vreau să-i dau numele. L-a dat afară cu Dan Voicil. Sunt Mărtean, le-a dat o palmă. Le-a dat o palmă mare. Pe teren. Da, să spun că... Chiar dacă nu mai poate, nu mai poate, din punct de fizic. 36 de ani. Dar nu vârsta contează rând. Cu mine ești prieten dacă mergi și știi pe teren. Să înțeles. Dar dacă vreau să mă înconjor de alții care decât latră pe la ureche și aia, și creează atmosferă, atunci de asta au trecut 2 ani de zile și nu s-a făcut nimic. Și am spus încă o dată că vreau să fiu blând, să fiu dulce. Bun, încercăm să fim ponderați terminat, și să analizăm. S-a terminat meciul și eram cel mai supărat de la teren. Rămăsesem lângă camera de filmat acolo, pentru că mă doare sufletul. Domnul, am 45 de ani, fac acum pe 2 februarie la stadionul din Alexandria. E o viață de om pe care am petrecut-o acolo. O viață de om. Păi pe mine mă doare pentru că de la Alexandria se dă ora exactă. Nu se poate așa ceva să nu fie. De aici se dă ora exactă. Cum să fie Alexandria păi dacă am ajuns să jucăm și să fim învinși de Brânceni, de Porostia, de Țigănești, de Buzescu? Ce mai vorbim? Da, una e să te bată Sporting Turnul, să mă întreb și despre ei, pentru că... Nu, și Sporting Turnul, lăsați-mă în pace, Sporting Turnul s-a înființat într-o săptămână. Da, acum trei luni, echipa nu exista. Ce vorbim? Când treia să înceapă campionatul, se chema Salcia. Da. Până să înceapă campionatul. A luat ființă într-un timp foarte scurt. Bravo, felicitări lui Vali, acolo, pentru ce a făcut, de cei care sunt în jurul lui. Le-au lăsat pe Vali, pentru că l-au lăsat pe Vali, care e om de fenomen. Din fotbal. De-aia spun. Vare a luat, ce hotărâre a luat, n-a mișcat nimeni, a găsit pe Walter, și îl salut pe prietenul meu, Walter Rafini, care mă cunosc de peste 15 ani, și atunci a fost lăsat un om care se pricepe la așa ceva. Eu nu mă apuc să mă duc să fac pâine, domnule, că nu sunt brutar.
Dar în ceea ce privește fenomenul fotbalistic, pot să-mi dau cu părerea. Până n-am, în 2 ani de zile n-am fost întrebat de o vorbă acolo, care sunt la stadion. Bun, da, ne uităm în continuare la jucătorii prezenți luni, săptămâna trecută, la antrenament. Probabil peste 3 etape, de Sfântul Nicolae se termină și turul de campionat în Liga 4-a. Romulus Ciobanu va avea suficient timp până atunci la dispoziție pentru a evolua, a completa fișele personale ale tuturor. Sunt două jocuri foarte grele și pentru Alexandria la Plasca. Și are și jocuri da, grele. Și la Olteni, ultima clasată, cea mai mare surpriză a ultimilor 5 ani de campionat. Oltenii cu 3 puncte. Referitor la echipa pe care o pregătesc eu, vreau să vă spun ceva. Cred că este un record. Din etapa 1-a, de la Saele, Unirea Țigănești nu a primit niciun gol în deplasare până în etapa 12. Da, n-am observat asta statistică, da. N-am căutat. Păi, nu este posibil ca Unirea Țigănești să aibă o apărare mai bună? Mai unul decât al lui FCM. Alexandre se primească 6 goluri și noi 5. Nu se poate. Multă lume se îndoia de corectitudinea acestui joc, ținând cont de relația de prietenie și colaborare între Romulus Ciobanu și Marian Botea. Eu am auzit asemenea discuții. Cred că, una e prietenia. Domnul Bogdan. Ambii au demonstrat. Eu joc împotriva la copiii mei, domnule, și ne luăm viața unul altul pe teren. Ce discutăm? Stăm toată lumea numai de a arunca fumigene. Deci cum să facă Marin? Marin este într-o parte, e profesionist. Romica e în altă parte, e profesionist. La fel ca și copiii mei. El joacă la o echipă, celălalt copil al meu joacă cu mine în altă echipă. Ce înseamnă? Ne ducem prietenie. Prietenie suntem după aia, să bem un pahar de vin. Dacă este, jocul e joc, dar acolo pe teren, fiecare își apără culorile la echipa pe care o reprezintă. Da. Vă place Sporting Turnu? Da, 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 și îmi place mai ales proiectul care l-a început. Și am văzut totul, o disciplină acolo, dar am spus și revin încă o dată, spun. Este Vali Bădoi, om din fotbal, este și se vede, și ați înțeles? Walter a venit cu cei, și Walter și Alina, soția și cu băiețelul după ei la fiecare joc. Ceilalți, a chemat acolo pe Dan Nițu, om din lumea fotbalului. Lângă el mai sunt alții care au fost prin lumea fotbalului lângă ei și uite că într-un timp așa de scurt nici nu și-au propus în prima fază. Vorbeam cu Walter și spunea, nu, prietenul, facem ceva. Băi, Walter, mă bucur că ați reînviat fotbalul la Turnul Măgurele după un an de zile de inactivitate, și dar de convalescență. Da, să nu cumva să te superi după un semi-eșec sau eșec și să se năruie totul. Nu, că e un proiect mai lung. Mă bucur și fericit pentru ceea ce au făcut. Deși sunt în detrimentul echipei la care mă doare sufletul. Cred că și acum să fii la FCM, se gândește anul trecut s-a luptat cu Videle, Videle a cedat pe parcurs, Roșiorul până la urmă și-a văzut de drumul ei. Cine-s Videle, cine-s Roșiorul? Stați un pic. În fotbal, acum nu, vorbim de asta. Doamne, sunt orașe cu tradiție puternică. Foarte bine, au fost orașe cu tradiție în asta. Roșiorul la ora actuală e singura echipă care a stat din județ. Și care a avut emoții cu FCM Alexandria, dar a reușit să nu piardă niciun meci. Nu avea nicio șansă cu riscul de a supăra pe iubitorii fotbalului de acolo. Mai bun alexandrenii, dar nu exista ca să câștige. Așa cum au stat asta este, îi felicit, Gabi, prietenul meu, îl felicit pentru ceea ce a făcut acolo și ce face. Chiar dacă au avut acum un semi-eșec, să ducă bine, retrogradează mai puține echipe, să termine campionatul ca și anul următor să aibă Telormanul cel puțin o echipă în Liga 3. Anul trecut a mers Roșiori, acum a apărut Sporting Turnul, numai la Alexandria să nu fi. Când se așteptau că vor defila fără niciun adversar, a apărut din neant această echipă despre care nimeni nu știa că se coace la turnul. Unde turnul ușor dispuse după harta fotbalistică. Domnul Bogdan. Și acum cred că zic Alexandria joacă ea cu iadul. Da. Ne țineți minte ce v-am spus eu. Păi ea cu ea joacă, ea nu joacă cu toate țarii. Joacă ea cu ea. Bun. Dacă înțelegeți niște lucruri pe care vi le spun eu și le spun cu toată responsabilitatea.
Înțeleg. Haideți să ne uităm puțin și pe Liga 3 și apoi revenim la Liga 4, pentru că am omis puțin să, la începutul emisiunii. Dacă suntem pregătiți cu rezumatul meciului de vineri, 14 noiembrie, runda 12-a, iată și în Liga 3, cap la cap merg cele două competiții, până la un punct în curând ele se vor despărți. Bun, Sporting Roșilor de vede, Atletic Bradu, runda 12-a, seria 3-a, Liga 3-a, îi vedem în stânga imaginii noastre pe micile ecrane, în tricouri albastre, shorturi albe, jambiere albastre, ca la comentariu suntem acum, pe Roșioreni, aici e Mitică Mășteanu. Atacând Bâră, golul din minutul 16, iată-l pe tânărul Bâră, 19 anișori, ce poate să facă acolo și un șut superb la bara a doua, aluneca puțin și... Într-adevăr, un gol de excepție. De autor. Da. Forțat să intre, de obicei la rezervă Pușteanu, Puștiul ăsta, a avut două... Iată-l, ce control al balonului, ce stăpânire de sine, care... Rezistă atacului, teren greu, fotbaliști puternici acolo în apărarea de la Bradu și evită... E, aici, referitor la terenul greu, cred că și în jocul de sâmbătă de la Alexandria a fost un impediment pentru echipa FCM, sensul că are niște jucători mai masivi, mai greoi, și lucrul ce a făcut ca echipa din Brânceni să poată cu jucătorii mai mici de statură să poată să le pună probleme care le-au pus și să conducă foarte rapid cu 2-0. Nu e mai puțin adevărat că brâncenii au avut după minutul 80 încă 2-3 ocazii. Am văzut, deci Răuță... asta e culmea. Pe final de joc, echipa de la Brânceni, care nu face pregătire, să fie cea care să aibă ocaziile de gol. Mai numeroase și mai clare. Am văzut și golul egalizator al gazdelor în tricouri verzi și orturi albe. Alin Savu, pe finalul primei reprize, singura acțiune, au scăpat o victorie. Un meci greu, un meci de uzură. Două absențe importante, Victor Rada, care a fost negocier cu Alexandria, și, nu știu, și Lătea, care n-a mai corespuns standardului de la FCM Alexandria la Liga 4 locul 3. Cine a spus că n-a corespuns? Păi cei care l-au lăsat să plece. Păi, cine a făcut evaluarea lor? Și a plecat la Liga 3. Păi, nu, să ne înțelegem un lucru. Evaluarea trebuie să o facă antrenorul care formează lotul, domne. De unde știți că n-a făcut antrenorul? Nu știu. Nu cred, pentru că la data aia nu erau niciun antrenor. Nu m-ați înțeles. Deci când au plecat jucătorii, făceau negocierile altcineva. Bun, salutăm. Vă spun, Alexandre dă peste tot jucătorii. Are și pe la turnul acum foarte mult. Mă întreba Vali Bădoi, ce lot a rămas acolo dacă i-am dat pe el la turnul? Păi nefărnică, ce lot e? Ce lot e, zice, înseamnă că mai bun. Păi dacă i-a dat pe ăștia afară, nu-i întâmplare face că eu cu ea să fi făcut treabă. Tot de-a criticat lumea, că jucăm un an în C, unul în B, în D și asta. Dom'le, dar a fost la divizia ce? Avem și două interviuri după meciul de la... Mă gândeam la Liga 4, m-ați băgat foarte mult așa în fotbal județean. Și păi, dacă aici ne desfășurăm noi activitatea, de-aia spun eu. Vedeți, e extraordinar acum că avem o echipă la Liga 3. Dacă nu aveam nici pe aia, era... Ar fi mai bine să fie mai multe, nu? Să vorbim de Alexandria, de turnul... Păi să fi văzut și Alexandria, și turnul, și Zimnice, și Videle. Păi înainte erau 5 de C și 3 de B. Înainte, cu mult timp înainte. Cu mult timp înainte, când se dorea. E o formulare, când se dorea. E o formulare foarte bună. Să înțeles. Ascultăm două interviuri acum și revenim imediat. Cristi Negru, antrenor la Sporting Roșilor de Vede, și Bogdan Velianu, antrenor și jucător la Atletic Bradu. Cristi Negru, antrenorul celor de la Sporting Roșilor de Vede, dacă până acum erați redutabil pe teren propriu, astăzi, la ultima partidă în acest tur, în fața propriilor spectatori, ați reușit doar un 1-1, un meci greu, un meci mohorât, o vreme urâtă și un joc urât până la urmă, însă v-ați dominat adversarul, ați avut și mai multe ocazii, doar 1-1. Ce nu a mers în angrenajul echipei noastre la această partidă? Da, din păcate, nu am reușit să câștigăm astăzi doar 1-1. Ați văzut că prima repriză am avut 4-5 ocazii clare de a marca, am fost superficial la finalizare și lucrul ăsta ne-a costat. Fotbalul se joacă pe goluri, iar când nu marchezi, vedeți ce se întâmplă, adversarul are o singură ocazie pe parcursul 90 de minute și a reușit să înscrie. Păcat pentru prima repriză că am dominat în totalitate, a doua repriză am intrat în jocul lor și n-am mai fost la fel de clar și de lucis, dar și așa repriza a doua am avut
două ocazii clare prin Mitică și prin Moșteanu și Dicu cu capul de pe 6 metri și n-au reușit să fructificăm. Păcat. Cum vă afectează acest egal? Probabil că nu luați în calcul, cel puțin după cum a arătat jocul. Plecați favoriți, unul dintre puținele meciuri în care ați plecat ca favoriți și nu ați reușit să câștigați. Mergeți cu mai mare ambiție la Vișina nouă pentru a scoate punct sau puncte acolo? Noi mergem, noi tratăm fiecare joc să luăm cele 3 puncte. Din păcate, astăzi ne-am reușit. La Vișina vom merge să luăm cele 3 puncte. Eu întotdeauna am văzut jucătorii și le spun că orice meci îl tratăm la victorie. Că jucăm în deplasare, că jucăm acasă, ne interesează întotdeauna cele 3 puncte. Că nu putem întotdeauna să scoatem cele 3 puncte, asta e fotbalul. Ce se întâmplă cu echipa dumneavoastră? Ne apropiem de finalul turului, doar două egaluri în deplasare. Ați pierdut și săptămâna trecută, cei drept pe terenul liderului, Clubul Sportiv din Afumați, cei drept iarăși o înfrângere la limită. Ce se întâmplă cu jucătorii noastre în deplasare? Sunt mai timorați? La Afumați, nu știu dacă ați fost la meci, prima repriză chiar am fost timorați. O frică și n-am înțeles la jucătorii mei această frică, pentru că veneam după trei jocuri fără înfrângere. Am început prost partida, repriza a doua am reușit să echilibrăm jocul, chiar l-am dominat și puteam să scoatem un punct. Dar, cum v-am spus mai devreme, suntem superficiali la faza de atac. Avem, ne creăm situația noastră și centrări și șutul, dar nu reușim să finalizăm. S-a simțit absența lui Lătea, a lui Rada. Era să întreb și de Preda, dar nu prea au fost faze în contul celor de la Bradu. Lătea și Rada au lipsit. Da, pentru noi sunt două piese importante. Rada și Lătea au fost suspendați și din păcate jucătorii care au evoluat în locul lor nu au ajuns la același nivel. Pentru noi e o pierdere mare, a fost o pierdere mare atât Lătea cât și Rada la jocul de acasă. Aveți un singur meci, se termină turul, un singur portar, Eduard Butoi, 19 ani, din ce am înțeles eu, pentru Eduard Butoi. Îi veți da încredere cu siguranță la Vișina nouă. Ce veți face în pauza competițională? Repatriați pe Celic? Aduceți al portar? Deocamdată nu putem să vorbim de transferul sau de aduce de jucători, pentru că mai avem o etapă, vedem ce se va întâmpla după această etapă. După aceea vom trage linie și vom vedea că vom renunța la anumii jucători și vom încerca să aducem alți jucători. Antrenorul celor de la Atletic Bradu, Bogdan Velianu, primele impresii după meci. Domnule antrenor, a suferit foarte mult astăzi la Roșiori. Nu știu cu ce speranțe ați venit, însă cu multă muncă, cu șansă, ați reușit să luați un punct. Cu ce gânduri veniți la Roșiori și cum plecați acum? Deci am venit la Roșiori cu gândul să nu pierdem. Suntem un lot mai subțire, suntem 14-15 inși, ne lipsesc foarte mulți jucători. Am venit să ne dăruim pe teren, să jucăm, să nu pierdem deloc și țin să mulțumesc băieților că am reușit treaba asta. Felicit echipa gazdă, un joc bun și un teren mai greu și vă dați seama, pentru noi este foarte important ca acest punct. Sunteți acolo la lupta pentru retrogradare, se apropie și finalul de tur. Ceva nou la Bradu în această pauză competițională pentru a scăpa oarecum de emoții și de griji? Da, știm. Mai avem un meci acasă cu Ștefănești, încercăm să luăm cele 3 puncte și din iarnă se vor face multe și multe achiziții și poate și alt antrenor, că așa este vorba. Eu rămân în continuare jucător pentru că deocamdată mai este nevoie de mine ca jucător. Revenim cu o ultimă și scurtă întrebare referitor la jocul de astăzi. Ce a avut echipa dumneavoastră în plus astăzi? Prima repriză pot să spun că a fost a lor, au avut dăruire mai mare ca noi, dar am egalat și după aia, a doua repriză chiar ne-am dăruit și ne doream foarte mult acest punct. Și puncte, dar dacă nu s-a putut, am luat un punct și suntem foarte mulțumiți. Liga a treia se vede doar la Media Sud. Șut! Domnul pleacă șutul! Deci, încă o dată, 3-0, prieteni, s-a terminat! Urmăriți duminică de la orele 16 spectacolul fotbalistic al Ligii a treia, doar pe Media Sud. Fază de joc, goluri, antrenori de top. Sunt Marin Dună, urmăriți Liga a treia, numai la Media Sud, Alexandria. Media Sud, alături de fotbal. Da, prieteni, Liga 3 este aici, la Media Sud, deocamdată doar aici. Avem o singură echipă și aceea
Se vede evident la Media Sud o figură foarte frumoasă, domnule Voicilă, făcută de echipa rușoreană. 15 puncte, poziția 8-a din 14 în seria. Da, și este oarecum surprinzător după victoria împotriva fostului lider, echipa din Titu, să pierzi două puncte cu o echipă clasată mai la jumătatea, să spunem, a clasamentului. E păcat, dar ăsta este fotbalul, cum a zis și Cristi Negru. Fotbalul se joacă pe goluri și pe puncte. Au avut ghinion. De multe ori, meci are starea terenului, de asta, modul cum a fost abordat jocul, atunci probabil concentrarea a fost mai mare ca teamă de jocul, jucăm cu liderul și atunci din această teamă a ieșit un joc mai bun și o victorie poate nesperată de nimeni, la 4 goluri diferență, dar acum poate că au tratat jocul. Am bătut liderul, e mai ușor cu Bradu, care e pe nume. Este păcat că s-au pierdut două puncte în care erau liniștitoare, spun eu, până la finele, pentru că echipele de la ultimele locuri au minus 9, minus 11, minus 8. Adică și nu, nu pun... E echipă solidă. Dacă nu pun problemele din atac, cu siguranță... Nu pun probleme în ceea ce privește rămânerea în Liga 3 a echipei de Roșiori. S-au terminat meciurile pe teren propriu, turul ăsta de campionat pentru Sporting Roșiori de Vede. Puțină lume vineri la stadion. Timp mohorât, ce să mai, nu tocmai plăcut pentru fotbal, însă au fost spectatori prezenți, în ciuda ploii, amenințării de plajă și de parte. Însă, când era vreme mai bună, când se disputa sâmbătă, foarte mulți oameni la stadion. Și vinerea la ora 2, din primăvară, cu seama. Siguranță se va crea din nou emulație, echipa probabil că va fi ajustată, pentru că au nimerit toți jucătorii, trec lotul, au avut ceva... cărții necâștigătoare în privința atacului. Cu toate că Priescu avea nume. Era un jucător cu nume care s-a despărțit de echipă și mai departe. Nu, despărțirea jocului în ziua de vineri este un lucru incomod pentru iubitorii fotbalului. Pentru că cei care mai au, să zicem, de bine de rău un loc de muncă, un serviciu, nu pot pleca de acolo să-și piardă serviciu pentru a veni de dragul fotbalului la stadion. Și atunci de-aia rămâne ca zilele de sâmbătă și duminică să fie zilele în care să se joace fotbal pentru spectatori, pentru iubitorii fotbalului. Fotbal pentru spectatori, dragi prieteni, acesta este cel mai important lucru. Indiferent la ce nivel fotbalistic evoluează o echipă, important este ca ea să atragă în jurul emulației și să atragă publicul local. Asta este cel mai important. Da, și cu siguranță, la Roșiori, pe parcurs ce echipa va înainta în competiție, vor fi și mai mulți oameni. Toamna e mai greu, nu ai stadion de Champions League sau... Însă cred că la primăvară vor fi lucruri interesante. Păcat că sunt puține meciuri, doar 14 echipe. Mă rog, e mai bine ca în Liga 4 acum la noi. Decât la noi, da. Da. Dar... Deși și acolo este o serie în care sunt 13 sau două serii. Da, două serii. Asta e cu 14. S-au mai retras încă una. Asta e cu 14 formații, probleme dificile și la acest eșalon divizional, probleme mari și la Liga 2. Da. Vedem la televizor la Liga 1 ce se întâmplă. Însă în seria Sportingului nu se vorbește de nicio retragere. Nu. Toate nu, pentru că sunt echipe și... din județul Dâmbovița, din Ilfov, care sunt așa, Vișina, care este susținută de cine trebuie, financiar, și nu are niciun fel de problemă, și din Argeș. Echipe foarte bune. Nume grele învinse la Roșiori de Sporting, Clinceniu, cu Dumitru Dumitriu pe bancă, a plecat învinsă 2-1, Chindia Târgoviște, 2-1, Urban Titu, cu Rică Neaga pe bancă și Andrei Mărgăritescu un lot. A plecat și a învinsă. 4-0 era pe prima poziție. Da, atunci, da, atunci era vechiul lider. Era, am era spus, meci 1-1 la Târgoviște, 1-1. Unde a luat... Unde domnul Lătea a marcat. Da, și, da. Așa. Rezultatele rapide ale rundei a 12 în seria 3-a, Ligii a 3-a, unde evoluează și Sportingul Astra 2, Vișina 9, 2-1. Aici e o surpriză pentru mine, surpriză. 3 puncte luate de către Astra, care zic eu că... Este echipă care sortită, retrucată. Dacă nu cumva ori da o parte din ceva jucători, pentru că poartă aceeași denumire, se dea de dincolo echipa întâia, se dădea să joace. Dar sunt mulți numeri. Da, dar probabil că la iarnă Rotasov vă face curățenie. Și îi trimite la Liga 3. Îi trimite și acolo. Chindia Târgoviște, FCM Târgoviște 4-1, derbiul orașului, câștigat de Chindia Târgoviște. Concordia 2, Chiajna, SCM... Argeșul Pitești 0-3. Argeșul Pitești, echipa care a fost învinsă de Roșiori cu 4-0 în prima etapă, ca să vă faceți așa o idee. Ștefănești a fumat 1-1, două echipe foarte puternice. Inter Clinceni 1-0 cu Urban Titu. Urban Titu gata pierde ușor viteză și Dinicu Golescu Câmpul Lung cu Sportiv Podari 0-1, surprinzător poate pentru Podari. Surprinzătoare și bună evoluția lui
Din Nicu Golescu, da, din când am citit și eu rezultatele astăzi în Gazeta Sportului, se pare că SCM Argeșul Pitești a fi dus câștigătoare a seriei, sunt plus 9, dacă nu mă înșel, față de plus 2 sau 3 următoare echipă după locul 2, pentru că se pare că noi am zis liderul înainte, Titu sau cine a mai fost, dar unele nici nu vor ca să fie lider. Păi nu, ultima etapă nu vor să fie, pentru că se întâmplă ce s-a întâmplat cu Balotești și uitați, sunt acolo cu 3 puncte. Lega 2 e o căciulă prea mare. Lega 2 este o căciulă prea mare. Și atunci dacă nu ai, nu te mai duci. Stai în banca ta. La fel cum sunt la noi cele care sunt la Liga 5 sau aia, vin Liga 4 vide, dacă nu, am spus înainte, nu ai ce trebuie, mai bine nu te mai apuci. Rămâi acolo și joci la nivelul la care poți. Bun, domnule Văcilă, ușor, ușor ne apropiem de final. Mă uit aici pe desfășurătorul meciurilor pe care le-am de disputat Unirea Țigănești, acolo unde dumneavoastră conduceți destinele echipei. Spic Poporoschia va fi următorul dumneavoastră adversar. Îi veți întâlni chiar la Poroschia. A stat etapa a 12-a, deci sunteți odihniți. Da. Veți mai sta și etapa 14-a, pentru că nu mai mergeți la Udinese Oda Clocociov. Și, în fine, de Sfântul Nicolae, primiți acasă pe Rapid Buzescu. Păi mai mult stăm decât jucăm. Acum, e complicat. Vedeți, parcă și mie mi-este impropriu când spun, este Părăbăcilă antrenor la Unirea Țigănești. M-am dus acolo la rugăminte prietenul meu, primarul comunei, Gelu Pisică, ca să-i dau o mână de ajutor. Nu mai mi-a ars mie atât de mult de antrenorat, pentru că ultima perioadă de timp, urată cu punerea ghetelor în cui, am făcut mai mult latura administrativă, aceea de conducător de fotbal. Dar datorită faptului că arde și inima bate pentru fotbal, n-am putut ca să lipsesc după marginea terenului și în ceea ce se întâmplase acum 2 ani la noi, la echipă, am fost nevoit ca în timpul meu liber să mă duc la Țigănești. Eu spun că sâmbătă vom încerca la fel să jucăm, să facem un joc frumos, deci suntem într-o situație și transmit însănătoșire grabnică jucătorului meu, Simeon Marian, un băiat deosebit care a avut un accident rutier și se află operat acum la București. Avem o problemă cu încă un jucător, Manea Cătălin, jucător de bază în echipa noastră, care are ceva probleme și din lotul care a rămas de 16 jucători, să încercăm să alcătuim o echipă și să facem un joc frumos, să placă publicului spectator de la care va fi prezent la meciul de la Poroschia. Ce vreau să vă spun este că am văzut că vin oamenii de la Alexandria ca să vadă echipa de la Țigănești. Și pe cea de la Brânceni, să știți. Păi, la meciul de cupă, pentru că Unirea Brânceni nu doar că a câștigat cupa pe județ, a bătut și o echipă de Liga 3 în primul. Nu e vorba de asta. Eu am trăit sâmbătă. Întâmplarea face ca să nu fiu de multe ori în tribunele stadionului în calitate de spectator. Am trăit un moment pe care l-am digerat greu. Ca cei care erau în tribună să nu susțină echipa alexandreană. De să vină cei din tribună și au fost destui spectatori cu apostrofări și să aplaude echipa oaspete. Dar n-am fost în tribună și de-aia vă spun că am trăit mai greu și am, știți, n-ați mai fost de mult, n-am fost eu, de asta spun. Întâmplarea a făcut ca la acest joc să stăm noi și să stăm și la meciul când joacă Turnul Măgurele cu Brâncenul. Pentru că să țineți minte un lucru. Dacă Brâncen bate la Turnul Măgurele, se relansează campionatul? Da. Da? Deci cu două victorii Alexandria la Olteni și Plosca, vine plus 13. Da? Brânceni se află acum la plus 9, Turnul Măgurele la plus 10. O victorie a lui Brânceni la stat, chiar dacă va câștiga în ultima etapă și Turisul, în cele două ieșiri, va câștiga și Turisul, deci s-ar putea echilibra campionatul. Dacă Turistul Turnul Măgurele învinge Brâncenii, se pregătește de baraj. Sunteți foarte tranșant, însă vreau să vă spun că la turnul, din ceea ce știu eu de acolo, nu am fost la niciun meci oficial al echipei, publicul nu apostrofează formația locală, ba dimpotrivă vine în număr destul de numeros și o susține. Domnule Florea Voicilă,
aceasta a fost ediția Sportul Special de astăzi. Știu că mai aveți ceva pe suflet să vă spuneți, dar nu se face. Nu, niciun fel de problemă. Mulțumesc de invitație. Eu vă mulțumesc pentru că ați așteptat să fiți alături de noi. Întotdeauna o plăcere și o onoare să fiți alături aici la Sportul Special, în studioul Media Sud. Dragi prieteni, Bogdan Cuță vă mulțumește pentru atenție. A mai fost o ediție Sportul Special. Rămâneți în continuare cu noi, rămâneți cu Media Sud. În câteva minute vin știrile. Ne vedem și pe sportsud.ro. Toate bune, la revedere!